În ultima întâlnire pe care am avut-o cu femeile minunate cu care lucrez în programul de echilibrare hormonală, mă întreba una dintre doamne dacă recomand anumite branduri de apă pe grupe de vârstă, cum ar veni, pe necesitățile pe care o femeie le are în diferitele etape prin care trece. Răspunsul meu a fost că nu recomand niciun brand de apă și că apa pe care o bem este foarte importantă și mi-aș dori ca în cea mai mare parte să nu fie o apă îmbuteliată. Da? Nu că mi-aș dori eu, ci asta am înțeles de-a lungul anilor că este foarte important pentru a evita aportul de xenoestrogen care vine din apa îmbuteliată, mai ales din apa în plastic, dar se pare că și din apa în sticlă. Deci această dominanță estrogenică, mai ales grefată pe schimbările hormonale din premenopauză, începe să se simtă destul de puternic și sub forma fibroame, chisturi, cheaguri, și kilograme în plus, și migrene, și calitatea pielii este afectată, deci pe diverse paliere se simte. Deci ceea ce îți recomand este să bei apă din plin, apa este foarte importantă, ai grijă cu la câtă cafea și cât ceai negru și verde bei, pentru că acestea îți afectează, deci practic scade cantitatea de săruri din corp, care contează atunci când corpul se simte deshidratat. Deci bea apă suficientă și pe cât se poate bea apă curată, cât mai apropiată de apa de izvor. Puneți un filtru care poate să fie un filtru basic, dacă asta e ce se poate acum, sau un filtru mai complex. Și renunță încet încet la apa îmbuteliată. Dacă cumperi apă îmbuteliată sau dacă nu ai un filtru atât de bun, sau chiar dacă le ai pe toate, ai un filtru bun, totuși îți recomand să consumi apă cu lămâie, cu lime, cu castravete, cu pătrunjel, cu tot felul de lucruri care îmbunătățesc apa enzimatic. Și, deci, practic, vine cu aport de enzime, dar ne și ajută să absorbim mai bine apa în celulă. Practic, să ne hidratăm mai bine, chiar dacă bem. Da? Pentru că unele persoane beau apă, dar nu reușesc să intre în celulă. Și încă ceva, beau-o cu înghițituri mici, nu o turna pe toată pe gât. Bun, asta cu apa e un aspect care contează pentru multe, multe simptome, e la baza multor probleme din corp și nu este chiar atât de greu de adresat. E ceva destul de simplu. Te îmbrățișez să-ți fie de folos și să bei apă și mai ales apă bună pentru tine. Ceau!